Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker, bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră cu FCSB. Avem meci cu Viitorul, care se află la un punct în fața noastră în clasament și după meci cu Saint-Étienne, care decide practic soarta noastră în Europa League, adică vom vedea dacă ne vom califica sau nu. Rămâne de văzut ce vom face acolo, mai este destul de mult totuși. Joc cu Panțărul în locul lui Soiledis și cu Tănase aici. Asta e echipa noastră împotriva celor de la Viitorul Constanța. Sper ca lucrurile să meargă bine. Avem nevoie de puncte, avem nevoie de victorie. Viitorul e echipă bună. Viitorul e echipă bună care îți poate pune probleme, dar nu mi-e frică de Viitorul. Nu uitați că acest patch cu Liga 1 îl găsiți pe site-ul www.romania.ro. Intrați acolo, băieți, au făcut o treabă minunată. Dacă nu mă înșel, minim 5 dolari costă acest pachet. Eu zic că își merită banii pe deplin. Liga 1 România în PES. Intrați pe www.romania.ro, cum am spus. Linkul l-aveți în descriere. Noi jucăm acum cu voluntariu, care au... Voluntarul, cu Viitorul, mă scuzați, Viitorul, care are posesia, atacă de la stânga la dreapta în prima repriză. Să vedem cum a pregătit Hagi această partidă. Sper să facem un meci bun și de această dată am câștigat cu Voluntar 2-1. Rămâne de văzut dacă vom câștiga și cu Viitorul Constanța. Șansa noastră aici, Wider. Wider așteaptă plecarea Bizonului, Bizonul are prin planul Bizonul Iorere! Scoate Căbuz! Scoate Căbuz, iată o primă șansă pentru noi, Căbuz foarte bine acolo, Coman acum! Coman, trecere frumoasă a lui Coman! Iorere! În brațele lui Căbuz! Atacăm, suntem periculoși, ceea ce e bine! Asta e bine, asta e fotbalul ce nouă ne place! Să atacăm, de asta avem și în Europa 12 puncte, 6 mai mult decât Saint-Étienne și decât Braga. Un egal ne va duce în primăvara europeană, poate mult mai devreme decât se așteptau alții. Nu mai contează asta, Coman. N-are susținere aici, trebuie să se ducă de unul singur, asta face, oare vine centrarea? Iată, Coman îl preferă pe Tănase. Acesta se dezechilibrează, obține o lovitură liberă. Wider. Până la Coman, centrala lui Coman din prima, Nioere cu capul, Căbuz. E în formă Căbuz. E în formă Căbuz, trebuie să avem grijă. Trebuie să fim mult mai atenți la finalizare. Dacă Căbuz e în formă, e încurcată treaba. De ce nu pui mingea jos? De ce nu pui mingea jos vână? Fostul jucător al Viitorului. Tot el încearcă recuperarea, nu reușește. Casap. Până la Iancu. Iancu ține bine de minge, șansă pentru Viitorul, recuperăm primarea, pasă pentru Denisman, care avansează, cere mingea și Coman, să vedem dacă o primește Coman, da, o primește, preluarea bună, dar vine redublajul acolo, foarte bun, și o minge din nou degajată pentru Rivaldinho, de Căbuz, Noere se luptă și faultează, nu-i nimic, sper că nu-i dă galbenul, da, nu i-a dat. Sperați-ne de asta, poziție mai bună pentru Viitorul, deși noi am fost mai periculoși aici. Mane! Oh, 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 oh. Nu s-a înțeles cu Bălgrădean, Mane! Cum ar fi fost asistent la un autogol? Era minunat, aici taking-ul lui Denisman, foarte bun, și-a plecat pe contraatac, Denisman! Denisman s-a oprit, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce a făcut asta Denisman. Tănase! Pentru Wider. Wider mai departe la Coman. În continuare rămâne periculos. Coman. Coman ține de balon. Prea mult totuși. Wider repune rapid pentru Panțuru. Panțuru avansează. Haide Comane! Comane! Of. Nu-i nimic. În continuare pressing-ul nostru. Nu dă roade. Viitorul iese legat din defensivă. Minutul 32. În continuare 0-0 aici la Constanța. Viitorul rezistă bine și păcat acolo, Denisman a avut șansă, iată se cere un foul, arbitru nu dă nimic. Cine nu cred că a fost? Casap. Dumitrescu, Doru Dumitrescu. Bună pasa pentru Rivaldinho, 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 excepțional Rivaldinho,
Squadem incredibil! Incredibil salvez acolo de pe linie! Dumnezeule! Putea să fie 1-0 pentru viitorul, s-a scos incredibil balonul de acolo. Tănase! Tănase ține prea mult de minge, este faultat. Doamne, Dumnezeule, cum a fost scoasă mingea aia? Cum a fost scoasă mingea aia? Nu cred nici acum. Vână! Înalță mingea pentru Coman, Coman, mai departe la Panțărul care nu se așteaptă la așa ceva. Haide băi Panțărule, că era evident. Doru Dumitrescu. Urmărit de Waidă. Rivaldinho. Casap. Casap e faultat și nu vede galbenul Tănase. Viitorul se grăbește să repună balonul în joc. Cu puțin oră mingea rămâne în posesia Viitorului. Pasă pentru Denisman. Nereușită. O primă repriză. Nu wow. Nu wow, am început bine după ușor ușor. Nu ne-am mai apropiat de poarta lor. Arbitru ar trebui să pună punct final. Dăm în mingea aici și se termină 0-0. Sincer, nu-s mulțumit de ce am văzut până acum în echipa mea. Îi mai urc puțin pe băieți. Denise, Nioere, tată, hai și noi. Îl bat pe Moruțan, îl schimb pe Nioere și îl introduc acolo în față pe Tănase. Sper să asistăm la o repriză a doua mai bună a băieților noștri. Asta este, nu-i nimic. Manea. Până la Denisman. Jocul continuă. Denisman. Pentru Manea, foarte bine Manea, în care o e Tănase. Încearcă centrarea pentru Tănase. Este corner pentru FCSB. Centrează Florile Coman. Coman respinge Căbuz. Foarte bine și Căbuz acolo. Manea acum. Vine Manea cu un șut. Căbuz. O nouă intervenție. O nouă intervenție bună a lui Căbuz. Ține în viață Viitorul. Coman acum. Coman nu reușește trecerea. Și Viitorul poate declanșa un atac rapid. No. Au întors balonul. Au întors balonul. Tănase în pressing. Haideți să vedem ce este din acest pressing. Ah, cât de aproape. Cât de aproape a fost Denisman. Hakim. O minge înaltă pentru Rivaldinho. Câștigând doi la cap. Dar mingea rămâne în poziția Viitorului. Din nou Rivaldinho. Combină frumos aici. Viitorul are șansă de gol. Trebuie să-l blocăm pe Rivaldinho. Și asta facem bine, Momcilovici. Pasă mai departe la Waidă. Avansează acesta. Tănase pleacă și el. Pleacă și Coman. Waidă. Cam tare pentru Coman. Rămânem în pressing. Ceea ce e bine. Căbuz nu se complică. Nu s-a complicat Căbuz. Dar iată. Viitorul. Ușor, ușor. Se apropie de poarta noastră. Încercăm recuperarea. Se dă faul. De ce nu ne lasă jocul să continue aici? N-am înțeles. Practic sunt dezavantajați de la Viitorul la faza asta. Iată cele mai multe atingeri, Doru Dumitrescu 13. Să vedem Viitorul, Dumitrescu. Blocat bine de Moruța, introdus în repriza secundă. Avansează Moruța, pleacă și Coman, pleacă și Tănase. Să vedem Moruța ce va face. Moruțan, Moruțan, de unul singur în continuare. Moruțan, Moruțan, intră în care Coman, centrează Coman, Denisman. N-are prin planul, din păcate. Minutul 66. Nu e nimic aici, nu e nimic. Jocul continuă, așa este. Așa este, a avut dreptate arbitru. Dar tot nu reușim să dăm golul. Autobaza Viitorului. Până acum dă roade. O pasă bună, Planic. Scapă aici FCSB-ul. Panțăru. Moruțan. Încearcă pentru Denisman. De ce acolo, de ce acolo? Și ce șansă are Viitorul aici? Iese însă Bălgrădean. Iese bine Bălgrădean. O pasă pentru Planic. Greșită. Din nou Viitorul are șanse. Din nou Viitorul are șanse. Doru Dumitrescu. Nu poate da pasa bună, dar hai că ți-am dat-o eu înapoi. Bine, vână. Pune vână osul la treabă. Așa da, Moruțan. Moruțan pentru Coman, jocul continuă, se dă până la urmă faultul. Are dreptate arbitru aici să întoarcă jocul, așa este. Fără soluții până acum FCSB-ul, sincer, nu ești voluntar, nici Viitorul n-a fost periculoasă. Îmi pare rău că nu reușim aici, Denisman, bine la vână, vână în careu!
Din nou atent căbuz, 10 minute până la final. Viitorul pare mulțumită cu acest rezultat. Noi încercăm să dăm golul. Ei cam încearcă contraatacul. Vână recuperează și acum șansa noastră. Vână pentru Tănase. Tănase în fața golului. Tănase în fața lui 1-0. Tănase! Căbuz încă o dată! Încă o dată căbuz, Dumnezeule! Ce ocazie ratăm! Ce ocazie ratăm! Nu cred așa ceva. Intră Salomão în locul lui Coman. Facem și noi o modificare. Haide, haide Salomão, hai tati! Hai să te văd Salomão, ce poți face? Nu-i offside la Salomão! Vine centrarea! Nu era! E corner! Aproape Denis Van! Corner important aici, Salomão centrează! Centrarea lui Salomão e bună! Respinge Viitorul și să vedem cum iese de aici Viitorul, fără fault. Fără fault, este perfect! Și Denis Van! Ratări în lanț ale băieților noștri! Din nou șansă incredibilă! Minutul 89! Nu știu dacă mai avem timp de vreo fază! Mai chiar mai mult Viitorul poate da lovitura! Excepțional aici! Haideți să blocăm! Viitorul aproape să dea lovitura de grație! Aproape să dea lovitura mortală și se termină partida 0-0! Ce ratări Denise acolo! Nu mă așteptam la așa ceva, sincer! CFR bate voluntariul, Dinamo ia bătaie de Iași, Gazul ia bătaie de Chindia, 0-0 Clincencu, Astra Giurgiu, Chindia urcă pe prima poziție, noi suntem pe 6. Nu e o diferență mare, ce-i drept, dar Dumnezeule mare, ce ratări acolo, meci cu Saint-Étienne în deplasare, un egal aduce calificarea, după vine cu liderul Gaz Metal Media și cu Clincencu care este pe ultima poziție, dacă nu mă înșel. Băieți, apă vreți? Vreți apă? Hai să facem un punct măcar aici. Un punct aici ne va duce mai departe în Europa League. O victorie ne va asigura prima poziție, ceea ce ar fi și mai important pentru noi. Iată, ne încurcăm cu Viitorul, din păcate, deși oricum e greu să bați la Viitorul acasă, nu e ușor. Europa League începe acum. Saint-Étienne, echipa mea verde-alb, noi roșu complet. Saint-Étienne are prima fază de atac, aici Manea se luptă frumos, câștigă balonul, Vână, avansează Vână, bagă mingea la Nioere, Nioere mai departe cu exteriorul pentru Denis Man, va ajunge oare la minge, ajunge, nu are cu cine, Denis Man, vine o centrare acum, Nioere, nu câștigă, Vână, preluarea lui Vână e bună, își pregătise șutul Vână, dar foarte bine, au intervenit francezii, Moruțan, greșește pasa, o pasă simplă de altfel. Iere! Saint-Étienne are nevoie de puncte. Se luptă cu Braga acolo pentru locul 2. În cazul în care ne bat pe noi și bate și Braga, noi după trebuie să obținem punct cu Braga. Aia e marea problemă, de-aia putem fi descalificați! Bălgrădean intervine, bine, jocul continuă. Bine aici Manea. Mai departe la Denis Man, declanșăm oare și noi un contraatac, a plecat bizonul Nioere, să vedem, pentru el este balonul, dar Perin e acolo, înaintea lui Nioere, se degajează mingea, Momcilovici câștigă de la cap, Moruțan, bine întoarce Soiledis acum, Soiledis bagă mingea în centru, nu e cea mai bună variantă, Nioere ajunge primul la balon, mai departe la Coman. Coman, din nou preluare puțin nesigură, pasă la Vână, Vână blocat pentru a doua oară când vrea să șuteze Vână. Noi nimic, minutul 20, FCSB 0-0 cu Saint-Étienne. La acest rezultat suntem calificați, la acest rezultat. Asta e cel mai important, Patrici. Haide mă blochează, Bălgrădene, ai grijă, e 1-0 Saint-Étienne! E 1-0 pentru Saint-Étienne, din păcate! Luăm gol!
Zero, Rage. Nu-i nimic, nu-i nimic, băieți, nu-i nimic, băieți. Putem, putem egala. Avem puterea asta. Avem puterea asta. Soy Ladies. Coman. Până la Nioire, Nioire, mai departe la Coman. Iată șansa noastră aici, Coman. Se luptă. Face un faul dur și nu spune că e roșu. E galben. E doar galben pentru Florinel Coman. Lucrurile nu merg așa bine pentru noi. Suntem conduși cu 1-0. Ar fi bun, ar fi bun un egal. După avem cu Braga, în acea partidă se poate întâmpla orice. Braga cu siguranță va forța, pentru că va fi obligată. Asta în cazul în care nu ia bătaie aici. Este 11 metri! 11 metri pentru Saint-Étienne! Ce eroare! Ce eroare defensiva noastră! Nu vine și un cartonaș? Nu vine. Haideți să vedem. Da, este penalti clar. Penalti clar. Ne poate salva oare Bălgrădean? Hai, Bălgră! E 2-0. E 2-0. Saint-Étienne se distanțează în aceste momente. Of, Dumnezeule, Soy Ladies, ce ai făcut aici? Ce ai făcut aici, Soy Ladies? Iar Bălgrădean nu poate interveni. 2-0 pentru Saint-Étienne, minutul 29. Timp avem suficient. Timp avem. Resurse să vedem dacă avem. Iată ce ne-a făcut francezii, Nioere. Bine aici la Moruțan. Moruțan... Nioere, nu reușește nici el pasa. Vine mingea acum la Nioere. Bizonul, oi, Nioere, ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Nioere? Luptă-te, Comane. Iată, francezii pot pleca către 3-0. Bine, intervenim. Bine, intervenim aici, Planici. Avansează Planici, centru-i liber. Să vedem ce face Planici însă. Planici. Dar nu s-a demarcat nimeni. Pasă la Moruțan. Moruțan. Coman, Coman! Intervine super portarul Denis Van! Haide, Denis, se bagă o poartă! Ce ratare, ce ratare! Un 2-1 la pauză, era genial! Câștigându-l la cap! Pleacă Denis Van! Oh, oleu, dar unde te duceai, Denise? Unde vrei să-ți dea pasa? Ține mingea în joc, vână! Din nou Denis Van! Până la Moruțan! Moruțan găsește o pasă simplă, aici intervenim bine, dar mingea rămâne în posesia francezilor, care se îndreaptă către un 3-0, recuperă foarte bine prin Soy Ladies pentru Coman. Coman nu va ajunge, din păcate. N-ajunge Coman și se dă fault în atac. Se dă fault în atac, Dumnezeule. Nu mi s-a părut o intervenție de fault, nu mai contează asta. O minge înălțată, Moruțan se luptă, câștigăm duelul și cred că aici se termină prima repriză. Nu, arbitru mai lasă, nu mai lasă, 2-0. 2-0 pentru Saint-Étienne. Venim cu modificări. Haideți, băieți, nu mai avem ce pierde în aceste momente. Nu mai avem ce pierde. Forțăm așa. Nu știu să... Cred că îl urc pe panțărul că... Nu, și îl pun pe Salomão. Îl pun pe Salomão. Hai să vedem, hai să vedem cum începem repriza asta, secundă. Lucrurile nu merg bine pentru noi. Conduci cu 2-0. Rămâne de văzut cum vom evolua repriza secundă. Haideți să vedem acum. Începem în forță. Centrarea lui Coman. Tănase. Nu dă-n minge. Și Saint-Étienne declanșează un atac rapid. Haide vână. Haide vână. Luptă-te. Pierde balonul vână. Până la urmă. Mingea rămâne în posesia noastră. Și putem fi periculoși. Tănase. Nioere. Nioere pierde duelul, iar Rufie degajează. Planici bine.
Planis bine, Njoere! Njoere! Oh, chiar că așa vine și mie să fac! Chiar că așa vine și mie să fac! Avem ghinion! Planis, câștigă duelul ăsta, te rog! N-ajunge la minge! Ai, 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 ai. Este corner pentru Sapetie, într-un 56. Probleme mari pentru FCSB. Ioere, respinge, ieșim bine de aici, acum Denisman, șansa noastră de contraatac. Pleacă Tănase, Denisman. Denisman, să vedem ce va face Tănase, așteaptă balonul Tănase. Îi dă bine Denisman, văzuse bine Denis locul liber. Se grăbește Rufie, nu înțeleg de ce. Au 2-0. Haide bă, că nu-i fault ăla. Ăla nu-i fault. O minge înălțată. Planici. Bine aici, jocul continuă. Tănase, mai departe, e faul la Tănase. E faula Tănase, dar ar trebui măcar un galben. Jocul l-a oprit. Da, și a venit Saliba, îl vede. Șansa noastră aici, Njoere! Doi la unu, FCSB-ul reduce din diferență pe tabela de marcaj. Bine, băi, bizonule! Asta da execuție! Haide să vedem șutul lui Njoere! Bine, băi, băiatule, Rufie n-are ce să mai facă! Și avem 2 la 1 pentru Saint-Étienne. Vede târziu mingea Saliba. Nu putea să mai faulteze acum. Avea un galben deja. Risca să ia roșu. Și iată. Nu ne-a blocat și... Este 2-1. Dar Saint-Étienne începe. Iată cu un atac periculos. Planici. Ai de bă. Prea ușor se dau astfel de lovituri. Oh, ce ratare. Dar... Umăr la umăr, tati. Ăla-i umăr la umăr. Mă gândeam, pentru Momcilovic. Avansează acesta. Jucăm frumos cu călcăi aici. Băgăm mingea în centru. Njoere. Tănase pentru Denisman. N-ajunge pasă la Denis, nu-i nimic. Iată unde se duce Planic. Nu știu dacă e cea mai bună decizia lui Planic aici. Mingea ajunge la Patrick. În partea dreaptă. Vine o centrare. Manea. Foarte bine, Manea. Foarte bine, Mane. Acum la Tănase. Pleacă Njoere, pleacă Coman mai bine. Pentru Coman e balonul ăsta. Preluarea nu-i rea. Florin Coman, blocat foarte bine. Blocat impecabil Coman. Planici, ce face Planici? Oh! Am avut emoții la faza asta. Jocul continuă. Nu s-a dat fault. Sunt convins că dacă era pentru Saint-Étienne, era de mult fault. Pasă la Denisman și acum șansa noastră. Denisman avansează. Haide, Denise. Pleacă, Tănase. Pleacă și Njoere. Denisman. E faul cât casa. Tănase. Moruțan în blocaj. Njoere acum. Până la Coman. Coman trece. Caz, Coman, că-i penalti. Caz, că-i penalti. Minutul 82. Of, Doamne Dumnezeule. Ce șansă mare am avut! Avem aruncare de la margine! Njoere! Pentru Salomão! Moruțan! Până la vână! Vână! Foarte bine! Njoere! Alunecă! Haide, Njoere! Haide, bizonule! Of, Dumnezeule! Ce șansă mare de 2-2. E offside, nu e offside. Jocul continuă. Poate da lovitura de grație Saint-Étienne acum. Manea nu blochează. Borgrădean intervine superb și el. Planici. Mai avem timp de o fază. Njoere.
Hai, dă-i cu faul tu. Nu s-a dat faul tu și s-a terminat pentru noi. 3 minute arătate de la margine. Saint-Étienne joacă cum ar trebui să o facă, cu pase. Frumos, s-a terminat. FCSB joacă meci decisiv cu Braga. Asta în cazul în care Braga nu reușește să câștige astăzi. Dacă nu câștigă astăzi, suntem calificați. Vine o centrare farfecă. Mingea iese la afară acolo. Se termină, dar totuși ne calificăm pentru că Braga nu câștigă la CSKA Moscova. Sau cu CSKA Moscova, nu știu dacă a jucat acasă sau în deplasare. Luăm bătaie, prima frângere a noastră, dar calificarea este la noi și la Saint-Étienne încă se joacă. Au luat bătaie cu 1-0, Dumnezeule mare, au luat bătaie, nici măcar egal. Ia să vedem Gazul ce a făcut. Gazul e meci 2-2. Ulbure bate 3-2. Gazul nu știu dacă mai are șanse. Noi suntem calificați, indiferent de ce se va întâmpla. Gazul 7 puncte, dacă bătaia era altceva, dar așa e foarte, foarte greu. Oricum e bine că am reușit calificarea, avem meci cu Gaz Metal Media și un meci pe care îl vom vedea în episodul viitor. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit până la final. Eu am fost X-Breaker, până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!